Astăzi, la ședința Serviciului Pro-Sănătate, o să discutăm despre tuberculoză. Tuberculoza este o boală de secole. Și de ce am pus noi în plan, am proiectat, anume să vorbim astăzi despre tuberculoză? Fiindcă, pe data de 24 martie, este Ziua Internațională luptei împotriva tuberculozei. Și cititorii noștri ne-au transmis unele întrebări, cu așa întrebări. Ce este tuberculoza? Tuberculoza este o boală foarte strașnică, care de secole a omorât mii și milioane de oameni. Este o maladie foarte periculoasă pentru că ea se transmite de la om la om și fiind acum în mediul pandemiei, putem să luăm pe lângă coronavirus, să luăm și tuberculoza. Cum se provoacă tuberculoza? Tuberculoza se provoacă printr-un bacil, numit bacilul Koch, renumitul lui medic german Robert Koch, care a descoperit această bacilă a maladiei și a ajutat oamenilor să lupte împotriva acestei maladii. Tuberculoza este o boală care se transmite prin salivă scuipată jos, ceea ce arată că unii oameni nu respectă regulile de comportare în comunitate. Și ea se păstrează foarte bine, bacila aceasta nu moare repede, prin praf, mâini murdare, sternut. Și câteodată când oamenii neștiind, el poate nu știe că este bolnav de tuberculoză, fiindcă tuberculoza, în primul rând și în primul rând, bacila aceasta se așează în plămâi. Așa-i? Așa zice acel de ne-a pus nouă întrebări. Și spune că fiți atenți că această maladie atacă plămâii, plămânii, pe urmă atacă căile respiratorii, pe urmă poate să atace oasele, legamentele, dar cu toate acestea, după ce a fost descoperită această bacilă, în secolul începutul secolului 20 s-a găsit și vaccina împotriva acestei boli strașnice, tuberculoza. Tuberculoza poate să fie tratată. Cum? Dacă ne adresăm corect și repede la medic. Dar bacila nu dă deodată de știre că uite, Doamne, ești bolnav, Domnule, uite, Doamne, ești bolnav. Poate să fie și în familie un copil bolnav de tuberculoză, dar membrii de familie să nu știe că el este bolnav. De ce? Fiindcă se manifestă printr-o tusă, printr-un sternut, o temperatură înaltă și multă lume confundă aceste simptome cu o simplă răceală ori cu o gripă, un virus gripal. Ceea ce este acum strașnic trebuie de făcut și de văzut în aceste condiții de pandemie, să nu confundăm COVID-19, să nu confundăm o răceală simplă, un virus gripal și cu tuberculoza. Tuberculoza se tratează, dar se tratează prin medicamente, prin internarea în spital. Orice persoană poate să fie receptivă la tuberculoză. Acele persoane care au infecție gripală, fumătorii activi, persoanele care consumă alcool sau droguri, copiii nevaccinați contra tuberculoze și este o greșeală în ziua de azi, când unele mame, unii părinți, refuză să facă această vaccină. Și asta este o greșeală. Ca și o greșeală care acum unii se evită ca să facă vaccina contra coronavirus. Coronavirus, tuberculoza sunt acele boli care macină și duc spre moarte sute și mii de oameni. O persoană bolnavă de tuberculoză pulmonară, adică de plămâi, poate să infecteze timp de un an
10-15 persoane. Gândiți-vă la acest risc care poate să vă afecteze pe dumneavoastră, ori pe fiecare din noi. Mai auzit niște ele, așa. Și încă o dată să ne aducem aminte care sunt simptomele acestei boli. Tusă, spută, mai mult de 3 săptămâni. Febră timp de săptămână, fără a avea cauza care este. Spustă cu sânge eliminată prin tusă. Dacă vedeți aceste lucruri, imediat trebuie de mers la medic. Medicii știu foarte bine cum trebuie să trateze tuberculoza și această bacilă distrusă la timp prelungește viața oamenilor. Persoanele din cele mai renumite personaje, cele mai renumite personalități de secolul trecut, să luăm 18-19, începutul secolului 20, a fost boala strașnică care a luat personalitatea. Iată, chiar să ne aducem aminte de Topărceanu, scriitorul Topărceanu, de aceea frumoasă, tânără, gingășă, talentată, un geniu, Iulia Hasdeu, care la 18 ani a decedat din cauza tuberculozei, fiindcă nu era încă în secolul 19, nu se știa cum ea se tratează. Tuberculoza poate fi transmisă și de la unele animale, mai ales de la șoareci și de la guzgani, dar oamenii știu cum să lupte cu această maladie. Vă îndemn să mergeți mai des la plimbare, mai puțin să stați la calculator, mai mult să mergeți printr-o fâșie de braz și să respirați aerul care este dat de la pin, de la brad, ca nume aceste plante curăță aerul de acele bacile. Respectați regulile de comportare în societate. Nu evitați igiena. Igiena este primul ajutor în combaterea acestor boli strașnice. Nu e corect că se spunea cândva că tuberculoza este boală oamenilor săraci. Nu. Au murit de tuberculoză și acei bogați și acei săraci, numai că n-au știut de această boală. Deci,